Te rog, clarificăm și mie o chestie apropo de discuțiile astea cu arbitrajul cu Gigi. Voi, tu te-ai milogit, scuză-mi expresia, că așa zice Gigi, tu l-ai implorat pe Gigi să vină la întâlnirea cu Burleanu, că el nici n-a vrut să vină, și tu ești cel care l-ai rugat, că el nici n-a vrut să vină. Care e adevărul adevărat? Nu e adevărat. A? Nu e adevărat. Am avut niște convorbiri în care și el a spus, dom'le, vreau să discutăm, și ce să mai... Nu mai deschide lucrul ăsta. Păi nu, te întreb ca să o lămurim. Pentru nu, că niciun caz nu l-am implorat pe Gigi, poftim. Nu l-am implorat ca să vină la o... Nu, și că tu ai insistat și că el, până la urmă, bine, bă, hai că vin, că nu știu ce. Sau a fost de comun acord, practic, discuția asta? De comun acord a fost, dar după aia a fost episodul cu arbitra de la fete și... S-a tăiat tot. A căzut tot, da? Deocamdată. Nu, a căzut tot. E, o să vedem. Nu, acum după protestul arbitrilor poate iese toată lumea și își cere scuze că i-am văzut. Ei, în loc să arbitreze, fac tricouri și proteste. Foarte bine că o fac, dar ei sunt puși acolo să fie imparțiali, independenți și așa mai departe. Adică eu cred că e cam ca într-o sală de judecată sau ca într-o familie, când ai două părți și tu vii cu tricou unuia dintre părți să o susții. Păi i-am văzut și aseară pe băieții ăștia care arbitrează senzațional. Mă, da, întâmplător, tu faci un protest împotriva patronului unei echipe pe care o arbitrezi. Și care te susține din banii ei. Și din banii ei. Și din banii ei, că plătește, că are niște ieșiri necontrolate, ne la locul lor, da. Dar asta nu l-a oprit pe Colțescu aseară să fie imparțial, corect. Dar însuși nu se arbitreze pro-Cluj. Nu. Ca să... Dar protestul cum ți se pare? Protestul în forma lui cum de protest. Cum ți se pare, Mihai, protestul? Horia, eu cred că politica care o au ei este o politică care vine din partea UEFA. Clar, pentru mine. Acum hai să vă spun un singur lucru. Eu nu îi văd pe ei în federație, pentru că au un sediu separat în clădirea cealaltă. Eu nu îi văd pe ei să... Deci dacă tu vrei să-i spui ceva unor, nu poți să te întâlnești cu ei. Ar fi nedrept să-mi exprim o părere despre acest protest. Dar până la urmă, legile societății noastre... O secundă, stai să-l lăsăm pe Mihai să spună. Până la urmă, legile societății noastre sunt făcute în așa fel încât să protejăm foarte multe lucruri, care poate le convin sau nu le convin unor oameni. Dar societatea în care trăim ne obligă să le respectăm. Să nu fii misogin, să nu fii xenofob, să nu fii rasist, să nu fii... anti-LGBT, corect. Comunitate LGBT. Anti... în Franța. Dom'le, dacă asta este linia pe care trebuie să mergem pe ea. N-avem ce face. Tu, Horia, dacă îi se întâmplă ceva unei fete din mass media în același mod, tu n-ai protesta în favoarea ei? El nu împarte dreptatea, ne-am mintai. Dar nu împarte dreptatea. El nu e judecător pe teren sau în presă. El e un om important în breazla asta, dar el nu fluieră între două părți. Da, nu, zice, de ce nu... Mihai a zis clar, ne supunem regulilor UEFA. Ăsta e trendul. Îți place, nu-ți place? Ăsta e trendul. Trebuie să faci pentru că altfel ești exclus. Din comunitatea omul ți-a spus, omul spune clar. Da. Ești exclus din comunitatea fotbalistică. Ai vrea să fim cum am fost eu încuveit cu o echipă la care am antrenat. Faptul că a intervenit politicul, n-a mai jucat semifinală de Cupa Asiei în 2007 sau nu știu când. Bă, te întreb eu pe tine. Nu-ți convine, și dar și asta scos, eram în cantonament de 3 zile cu Salmia. Și v-a scos din competiție. Și ne-a scos din competiție. Așa. Adică tu zici, nu te... Dacă, tu zici... Bravo, era, păi n-ai venit la mine. Mihai, tu zici că dacă nu respectăm regulile, ne exclud. Nu asta spui. E foarte clar, n-au ce am pățit. Da. Ia zi, ce, acum ce să facem? Să ne excludă din cauza lui Gigi Becali sau ce? Normal. Vivi știe Mihai, Mihai, trebuia să țină gura Gigi cu Iulia Demetrescu, sincer. Nu trebuia să intervină un exemplu în zona feminină. Dacă are ceva cu un arbitru pe teren, poate să spună, domne... Neinspirată? Neinspirat total. Da, da, da. Deci nu... Părerea mea. Da, neinspirat. Deci n-a fost ideea ta, nu tu te-ai rugat de Gigi să ai de să vorbești cu Burleanu, ca să o închidem.